Ieri au venit produsele în cele două case și deja astăzi băieții se întrebau câtă cafea mai este. L-a întrebat Cristian pe Liviu câtă mai e pentru că ar vrea și el să bea una și voia și șervan și ne spunea Liviu că a mai rămas o cutie și jumătate, dar este abia marți, trebuie să le ajungă până lunea viitoare. Iar apoi Cristi, concurentul cel nou, a zis să, să nu mai comande ceapă pentru săptămâna următoare pentru că au foarte multă. Și Cristian a făcut o glumă și a zis, iar faci tu regulile aici, și apoi, din nou, a zis, iau să nu mai luăm ceapă, că e destulă, dar a fost în spirit de glumă, am văzut că s-a râs, s-a făcut caterincă, cum le place lor să spună, și Cristian nu a părut deloc deranjat de această replică a lui Cristian. Apoi au continuat glumele și zicea, Cristian, nu mai bine vrei să-ți dăm-ție cei 1800 de lei și Cristian a zis, da, pe Revolut.